În jur de 270.000 de lei va costa reabilitarea aleilor din cimitirul Eternitatea și vorbim conform declarațiilor conducerii primăriei, în special de principalele căi de acces, celelalte urmând a fi doar prunduite. În ședința de miercuri 2 martie, consilierii locali au decis ca aleile din cimitir să fie preluate de municipiul Roman din gestiunea Locato, iar investiția să se realizeze din banii bugetului local. În proiectul votat s-a menționat faptul că lucrările constau în modernizarea actualelor alei degradate, dar și înființarea unor noi căi de acces în zonele în care cimitirul s-a extins în ultimul an. Locatul municipal Roman a depus și o antemăsurătoare și o estimare a valorii investiției, din care rezultă o sumă de 270.000 de lei. Pe lângă această investiție, autoritățile au un plan ca în această primăvară să dea în lucru și reabilitarea străzii Mihai Viteazu, care face legătura între autogară și sensul giratoriu dinspre Sagna.